În decursul celor 101 ani de existență, Biserica Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din Rebra, județul Bistrița Năsăud, a fost restaurată de mai multe ori. Ultimele lucrări de punere în valoare a edificiului au început în anul 2022 și au fost încununate astăzi prin slujba de sfințire, oficiată de Înalprea Sfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului. Ierarhul a sfințit și noul clopot care va fi montat în turnul clopodniță, iar apoi a săvârșit Sfânta Liturghie. După ce citirea pasajului evanghelic, Părintele Mitropolit a rostit cuvântul de învățătură intitulat Domnul Iisus Hristos este singura șansă pentru omenirea intrată în derivă. Omul coborât de la Ierusalim, omul de astăzi și căzut între tâlhari, de cine poate fi salvat numai de Domnul Iisus Hristos, care îl ridică de pe marginea drumului, îi spală rănile cu un de lemn și cu vin, îl aduce la o casă de oaspeți și îi zice, Angiului, ai grijă de el și când mă voi întoarce, îți voi plătiție. Noi credem că el se va reîntoarce și va plăti fiecăruia după faptele sale. Și de aceea, preocupările noastre religioase sunt întemeiate. Chiar dacă nu toată ziua, bună ziua, vom umbla pe drum cu Biblia în mână ca să-i lămurim care e adevărul totuși prin faptele noastre, prin viața noastră, trebuie să-i facem pe ceilalți să înțeleagă că noi suntem creștini, că Domnul Hristos este Cel ce ne mântuiește, este Domnul nostru, este Conducătorul nostru. La finalul slujbei, în al preasfințitul Părinte Andrei, i-a acordat preotului paroh Ordinul Mihai Vodă și a oferit distinții ctitorilor și binefăcătorilor de 10 ani de zile în această comunitate păstorește Părintele Doru Plăian, care este un preot cu minte, un preot harnic, un om devotat, un om înzestrat de Dumnezeu cu multe calități și cu multă, multă înțelepciune. Frumusețea zilei de astăzi este o filă de istorie pentru comunitatea din Rebra și nu numai ci și pentru întreaga vale a Someșului și pentru țara Năsăudului. Îi mulțumim în al preasfințitul arhiepiscop și mitropolit Andrei pentru prezența de astăzi din mijlocul credincioșilor parohiei Rebra, când a binecuvântat toată osteniala pe care credincioșii din preună cu mine am depus-o pentru reabilitarea bisericii. Biserica Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din Rebra a fost construită pe locul unei bisericuțe de lemn care data din anul 1800.